două căldări, unii chic pe jos, unii mă scol, în care ce iarna tare greu. Când eram tinerică, mă odineam de două ori, dar mă tem să mă odinez de opt ori cu două căldări. Noi ne ducem vară și primim apă din bolot, din păduri. Iarna, se întâmplă că te duci la apă cu două căldări, cazi jos, te ridici și iar din nou te duci. Se întâmplă și unii accidente. Locuitorii satului Schinoasa din raionul Călăraș duc zi de zi o luptă inegală. Pentru că nu au fântâni cu apă potabilă, ei își consumă mai tot timpul la căratul apei. Femeile din acest sat își pot povesti viața în câteva cuvinte. Păpilăresc, se căsătoresc, își cresc copiii și se îmbolnăvesc cu gălețele de apă în mâini, traversând mai mulți kilometri zi de zi. Ne-am îmbolnăzit de trei tapi cu două căldări. Cu două căldări, unii chic pe jos, unii mă scol, în care este iarna tare greu. Și tăric, da, trebuie spalat, trebuie mâncare, trebuie la copchi, trei copchi am avut, de-am fost mare, însurat. Eu singur am însurat 680 de metri, 700 de metri la prima vântă, noi trăim din vale. Dar și acolo din vale, când e acabarea, obșa este lipsă de apă. Noi ne ducem vară și primim apă din bolot, din păduri. De nevoie trebuie să vei. Ori așteptăm când plouă, din ploaie. Iar de două mări, de vară când plouă. Avem părinți care lasă copiii în casă, le lasă de unii singuri și se duc la apă. Ne este nespus de greu. În timp de iarnă ne ducem la multe kilometri căruța, că nu este apă de ajuns. În afară de asta, iarna, se întâmplă că te duci la apă cu două căldări, cazi jos, te ridici și iar din nou te duci. Se întâmplă și unele accidente. Când eram tinerică, mă odineam de două ori, dar mă tem să mă odinez de opt ori cu două căldări. Lipsa de apă potabilă duce la foarte multe boli, mai ales suferă copiii. Întrebarea cu apa este nu de un an și nu de doi. La dumnealor sunt câteva fântâni care nu le ajunge. Populația a crescut și s-a construit pe deal, pe podiș, unde fântâni nu pot face, că apa e la adâncime mare. Sunt niște izvoare mai la vale de sat, unde se poate să facem fântâni de captare, un rezervoar și o pompă ca să pompăm deasupra satului, unde apa va veni la vale, la fiecare familie, la fiecare gospodărie. Mulți îmi promit și nimic nu fac. V-ați săturat de promisiuni? Da, și ne-am săturat, am filmat, din filmări, de... Vreți apă? Și se va, da. Schinoasa, satul însetat, aduce totuși un mare beneficiu statisticilor Republicii Moldova. Procentual vorbind, natalitatea la Schinoasa depășește media pe raion, dar și pe Republica Moldova. Dar copiii de aici au șanse reduse de a primi o educație adecvată. În sat nu există nici școală și nici grădiniță. O încăpere cu o singură grupă a fost amenajată de curând de către organizațiile internaționale, unde copiii pot sta doar până la amiază. Copiii au dorință. În primul rând că au dorință, vor să învețe, să joace. Iată, le punem desene animate, le punem muzică, că am scris niște CD-uri cu muzică pentru copii. Și învățăm dansuri după dans, le învățăm unii cânti și altele le audiază și e un plus foarte mare în privința la asta. Sigur că e greu aici de lucrat, în primul rând cu deplasarea, e foarte greu. Copiii sunt mai multe vârste aici, vă dați seama, de la 3 ani până la 7 la școală. Toți împreună. Ca să faci o activitate foarte greu cu dâns și să o petreci, și deși că la ești mari, programe mai greși, material mai mult trebuie să le dai. La ăștia mici, ei abia de vorbesc, nici așa poezii nu pot memora, nici acel desen chiar nu pot. Toți copiii trebuie să aibă posibilitatea să fie încadrați în sistemul de educație. Cu timpul cred că vom reuși, după cum ne-au promis Consiliul Raional, ne vor da un autobuz nou, să aducem copiii la școală și a doua rută să aducem copiii și la grădiniță pentru a-i încadra în cursul de educație ca copiii să deprindă. Să nu fie respiși, să fie încadrați de mici, să deprindă unul cu altul. Cum pot fi cunoscute și soluționate problemele oamenilor din localitățile defavorizate? Una dintre reformele administrative implementate în prezent în Republica Moldova este cea a descentralizării.
Programul comun de dezvoltare locală integrată implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistența PNUD și UN Women, finanțat de Guvernul Suediei, susține utilizarea celor mai bune practici mondiale pentru a contribui la sporirea participării publice și a accesului la servicii locale, în special a grupurilor vulnerabile, prin prisma abordării bazate pe drepturile omului și egalitatea de gen. There are lots of communities where it's not only individuals but large parts of the community indeed who are vulnerable. These are the groups who their voice is not heard, or they're not able to speak, they're not able to say what they want, how they want it, where they want it. They lose opportunities to control local resources. So all of these things ensure that their vulnerability continues. So to overcome that, community mobilization is a particular methodology. În prezent, 70 de localități pilot sunt susținute în identificarea și analiza problemelor locale. Una dintre acestea este și comuna Țibirica din raionul Călăraș, care întrunește două sate, Țibirica și Schinoasa, un sat populat preponderent de romi. Problema asigurării cu apă locuitorilor de la Schinoasa, dar și educația preșcolarilor, au fost identificate de locuitori și împreună cu ei au fost identificate soluțiile. Pentru rezolvarea problemelor, aceste comunități vor beneficia de sprijinul programului în cauză. Dezbateri similare au fost organizate și în satul Buda din același raion. Oamenii au beneficiat și de sprijinul consultanților naționali și internaționali în dezvoltarea locală. Simon Forrester este expert internațional specializat în mobilizare comunitară și a asistat dezbaterile locale organizate la primăria din satul Buda. The communities that I've been visiting, it's very early stages. They are just beginning to formulate some ideas of things that they want to do. And I think the most positive thing is that there are people wanting to participate, wanting to come together and discuss. But we have a long way to go before they are have the capacity to do things for themselves. And it's a set of tools, practices, which helps communities and individuals in those communities to be empowered. And that means that it helps them to take control of local resources, to influence decision making. But it also means that they build up their own capacities and skills for doing things themselves, managing resources themselves. So this concept of community mobilization is about these two things. It's on the one hand having an opportunity for the community, like some money comes to the community and there's an opportunity to invest that in some infrastructure. But in parallel, there has to be the capacity building, so to help the community members to make the right kinds of decisions and to analyze their situation. Locuitorii satului Ursar din componența primăriei Buda au semnalat în cadrul dezbaterilor comunitare că nu au o grădiniță în satul lor, iar la Buda nu sunt locuri pentru toți solicitanții. Astfel, fără acces la grădiniță, copiii romi de la Ursari ajung la școală fără pregătire necesară. Avem câțiva copii de la Ursari care pregătează, dar puține, 3-4. Sunt mulți copii care sunt doritori să vină, însă părinții romi sunt condiții, nu avem locuri și copiii așa și să rămâși și ne încadrați în grădiniță. Nepoțelul, eu chiar vreau să-l dau la școală, să învețe, dar la grădiniță are 6 ani și 7 de amul. Dar tot mai trebuie să meargă în clasă întâie. Dar dacă el nu știe nici din imul de unde se grăiește, ce fel de școlare să și vie este? Să vă mai pasă. Și înseamnă lucrurile acelea, spune că un cerculeț e să uite, ia ca așa, și nu știi și cum e cerculețul să facă, dacă atât e la pasă. Dacă ar exista transport, cred că majoritatea din oamenii care au copii de vârstă preșcolară ar aduce regulat copiii la grădiniță, pentru că este în favoarea lor și a copiilor în primul rând. Și copiii care vin mai târziu la grădiniță sau merg la școală fără grupa pregătitoare? Copiii care nu merg la grădiniță le este foarte greu. În primul rând, ei nu cunosc limba română. Într-a doilea rând, nu au capacități atât de dezvoltate ca să fie la un nivel cu copiii care frecventează grădinița. Cu
și să le duc. E instigare să le duci. Nu pot. Dar e greu, foarte greu pentru copiii aici din învățăminte. Când se oprește marșutca aia asta care duci și oameni, când nu se oprește, cum să-l duci acolo pe jos? Nu te vină. Nu transport deloc. Copiii care învață la școală, chiar copiii care merg la școală la Budă, n-am avut cum și să meargă la Budă, la școală să învețe. Și de pe acasă și nu era transport. Șoferul când vine cu transportul și ăla să vii, trebuie să-i plătesc. Nu, tare greu din noi aici cu transport și tot. Copiii și-ar ca niște butuși. Nu e unde să învață. Altul poate are un lemn, dar altul n-are. Să-i dea la copil pentru copilul lui. Trebuie să dea un dragul să și postoia, să-l duci și să-l aduci la vreme. Mi-a dus și am luat-o pe ulea de la grădiniță, că m-a venit și apă, iară să te duci tot, trebuie benzină acolo și înapoi și am luat-o mai devreme. Benzină s-a dacă nu e Da, odată ce vom avea și condiții bune, părinții vor vedea și se vor convinge singuri că este pentru un avantaj pentru ei și pentru copii. Anastasia Divinskaya reprezintă Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și este expertă internațională în domeniul egalității de gen. A vizitat de mai multe ori localitățile în care se desfășoară aceste proiecte pilot și cunoaște din prima sursă frământările femeilor din satul Ursari. Нас среди 70 общин и сел, в которых мы работаем, есть три села, которые преимущественно населяют ромы. И тот анализ, который мы сделали в этих населенных пунктах, показывает, что женщины ромы сталкиваются с тройной дискриминацией по признаку пола, по признаку их этнической принадлежности к группе ромов. И также они испытывают социальное неравенство в доступе к услугам и к трудоустройству в том числе. Именно это такие виды дискриминации, которые встречаются, к сожалению, в комбинации, среди, с которыми сталкиваются женщины рома, они не дают возможности им в равной степени участвовать в развитии села и в том числе, например, ограничивают их возможности в трудоустройстве, не дают возможности помочь семье выйти из состояния бедности. Если женщина не трудоустроена, у нее ограничена возможность получения медицинских и других социальных услуг. К сожалению, в большинстве из тех сел, в которых мы работаем, которые населяют ромы, нет условий для детских садиков. Если у женщины нет возможности оставить ребенка с квалифицированными преподавателями в адекватных условиях в детском садике, это значительно затрудняет ее возможности в трудоустройстве. În raionul Cantemirii există de asemenea câteva localități care s-au lansat în acțiuni de mobilizare comunitară prin dezbaterea problemelor în comun cu administrația locală. Au fost organizate câteva runde de consultări, deci s-a discutat atât la momentul identificării acestor probleme, cu a fost consultată deci, localitatea, cât și la momentul selectării nemijlocită a problemelor. Deci au fost câteva runde de comunicare. Deci este un proces participativ și asta de fapt este firul roșu acestui proces. Deci este necesară neapărat implicarea societății, localnicilor în identificarea problemei și fixarea acesteia, numirea acesteia spre finanțare. E bună metodă. În primul rând sunt implicați foarte mulți oameni. Problemele sunt abordate de locatari, de chiar și dumnealor. În toate problemele sunt identificate care sunt cele mai stringente. Practic, e foarte bună idee. Nu va veni nimeni să te întrebe ce probleme ai, până nu mergi să spui că, uite, problema este chiar o problemă, pentru că sunt o gamă destul de variată. Copiii, în special, și rucuzacul este prea greu și toți au scolioză, nu știu cum se cheamă în română. Adică sunt toți gârbovi. La 5-6 anișori, ei cară mai mult de 5 kg. Asta este o problemă mare. Și începând cu astea, merg la școală și nu au unde să-și rezolve nevoile fiziologice și mai departe. Toate sunt probleme care trebuie rezolvate și urgența e la toate capitolele. De aceea este foarte, foarte important când părinții se implică, când și de părerile și de solicitările părinților se ține cont, în mare parte, cât este posibil.
În satul Stoianovca funcționează o grădiniță unde sunt înscriși 20 de copii de diferite vârste într-o singură grupă. Copiii din grupa pregătitoare merg la gimnaziul din localitate, unde au o clasă repartizată pentru activități, dar fără a beneficia de somn și de programul prelungit. Comunitatea a discutat problema și a ajuns la concluzia că repararea unor încăperi goale din cadrul grădiniței vor oferi copiilor posibilități mai adecvate pentru educația preșcolară. Noi am format o grupă de inițiativă care cu privire la proiectul ăsta și noi ne stăruim să implicăm cât mai mulți oameni, ca să lărgim numărul de activiști, ca pe viitor să putem de acum singuri să inițiem unele idei de proiect și să le aducem până la capăt. În cadrul discuțiilor și analizei profilului comunității, s-a observat că din cauza că nu funcționează grădinița, foarte multe mame, care în cele mai dese cazuri, de fapt, mamele au grijă de copii, sunt nevoite să stea acasă și nu se pot angaja la serviciu. Asta având anumite efecte mai mult negative asupra lor personal, asupra bugetului familiei. Very often in social structures, as you say, where there is a traditionally dominance of decision making by men, the women's voice isn't heard, and their concerns and the issues and the rights that they have are not expressed and protected. But that's a universal phenomena, and it expresses itself in different ways. But it's very important in Moldova as it is anywhere else. În satul vecin, Cania, sunt în desfășurare activități de abilitare comunitară similare. Sătenii au discutat și au decis că una dintre problemele care necesită o abordare imediată este violența domestică. Oamenii trebuie să aibă soveste, oamenii înțelegere. Oamenii bărbatul ca dumnealui știe și bărbat, am un bărbat de aur. Să fie toți cum e bărbatul, eu acum mă din gânar mă și... Dar sunt și familii care... Într-adevăr. Ați auzit de așa cazuri? Sunt cazuri care tineri, chiar cazul e că ăștia să ușesc un om. De la niște tineri, pe degeaba, de la niște vin. Eu cred că în Moldova noastră sunt oameni care se idei la brază pe ăștia care nu înțeleg. Văzând că persistă acest fenomen în comuna noastră de violență, după datele statistice de la poliție, de la primărie, de la administrația publică locală, ne-am gândit că ar fi bine de organizat și de încercat de a nu stopa, dar de a informa lumea, începând de la vârste mici, copii, fetițe și maturi, să arătăm la copii în școală câte un film în ceea ce constă violența, teatre sociale, grădinițele și copii, tot odată în lună. Sunt niște activități programate care încercăm să le implementăm. Pe parcursul anului 2012, programul va susține realizarea a cel puțin 60 de proiecte de dezvoltare locală cu participarea grupurilor comunitare în procesul de implementare, dar și în procesul de evaluare a progreselor, asigurându-se că proiectele aduc beneficii efective și reale celor mai afectați. Concomitent, programul va continua instruirea și consolidarea grupurilor comunitare create, pentru ca după 2012 aceste grupuri să activeze în calitate de catalizatori ai schimbărilor la nivel local. Мы считаем, что концепция расширения прав и возможностей, которая в английском языке называется empowerment of communities, она является наиболее эффективной, потому что она помимо создания условий для равного участия мужчин и женщин, представляющих такие уязвимые группы, также повышает потенциал мужчин и женщин для того, чтобы они смогли самостоятельно участвовать и чувствовать себя агентами изменений, равноправными партнерами, представителей местных государственных администраций, принимать совместно решения о будущем их сообществ, принимать совместные решения о том, как должно выглядеть развитие этих сообществ, совместно определять приоритеты развития и чувствовать определенную собственность по отношению к тем результатам, которым дает это местное развитие. Провокările pe care le confruntă locuitorii comunităților rurale trebuie să ajungă prin intermediul administrației publice locale și raionale în atenția guvernului.
Reforma descentralizării urmărește abordarea problemelor tuturor, fără a exclude categoriile defavorizate. Misiunea care și-a propus-o guvernul prin intermediul reformei de descentralizare, anume să aducem aceste decizii mai aproape de comunități, mai aproape de primării, mai aproape de oameni care își cunosc mai bine și realitățile, și problemele, și ne vor ajuta să contribuim la soluționarea acestor probleme. Prin atragerea investițiilor, prin atragerea diferitor programe de dezvoltare locală, dar numai la inițiativa locală. Adică nu se vor face reforme care vor fi impuse de sus în jos. Trebuie să plasăm accentul ca reformele să vină de jos în sus. Desigur că aceasta necesită și o implicare sau un spirit, un activism civic și la nivel local. Victoria Cujbă analizează în fiecare zi aceste semnale și are grijă ca acestea să ajungă pe masa factorilor decizionali din guvern. Dar vocile unor comunități puternice pot ajuta administrațiile să contribuie la realizarea unor proiecte de care chiar au nevoie oamenii. Chiar vreau să-l dau la școală, să învețe, dar la grădinița are 6 ani, fi 7 de amul. Dar toamna trebuie să meargă din clasă întâie. Dar dacă el nu știe nici din imul, dar unde se grăiește? În primul rând că au dorință, vor să învețe, să joace. Toți copiii trebuie să aibă posibilitate să fie încadrați în sistema de educație. Eu cred că în Moldova noastră sunt oameni care se idei la brază pe ăștia care nu înțeleg. Noi ne stăruim să implicăm cât mai mulți oameni, ca să lărgim numărul de activiști, ca pe viitor să putem de acum singuri să inițiem unele idei de proiect și să le aducem până la capăt.